Un document de la Primăria Capitalei arată faptul că instituția realizează o listă a tuturor cetățenilor care au obligații militare. Lista trebuie să fie gata până în data de 4 martie 2022. În cazul în care este decretată starea de război, mobilizarea sau asediu, Ministerul Apărării Naționale trebuie să mobilizeze toți rezerviștii. Totodată, serviciul militar devine obligatoriu pentru cei cu vârste cuprinse între 20 și 35 de ani. Conform legii cu numărul 395 din 16 decembrie 2005 de la 1 ianuarie 2007, serviciul militar obligatoriu a fost suspendat. Ultima încorporare a recruților pentru militari în termen fiind realizată în octombrie 2006, iar pentru militarii cu termen redus în luna iunie 2006. De asemenea, pe durata stării de război, a stării de mobilizare, precum și pe timpul stării de asediu, care sunt decretate de președinte și validate de Parlament, Ministerul Apărării mobilizează rezerviștii de orice fel. În primul rând, este vorba de militarii rezerviști voluntari cu vârste cuprinse între 18 și 55 de ani, care au contracte cu MAPN și sunt plătiți chiar dacă stau acasă cu 30% din soldă, cu minimum 540 de lei în cazul unui soldat. Însă, în contextul crizei din Ucraina, în anumite condiții, această suspendare se poate ridica, iar autoritățile pot apela la mobilizarea parțială sau totală a forțelor pentru întărirea sistemului de apărare.